doamna Audrea, mă scuzați, să știți că foarte multă lume a început să nu mai creadă nimic din ce se spune în campaniile electorale, dacă vreți să spun. Eu m-aș bucura din suflet ca oamenii să nu mai creadă, să ceară întotdeauna dovezile anilor de după campanie. Eu însă mi-am venit cu o naivitate caracteristică și lipsei de experiență, dar și probabil și a vârstei, cu naivitatea că ceea ce se spune în campanie este ținta activității de după. Nu are nicio legătură, doamnă. În campanie minți ca să te voteze electoratul. Da. După care nu-ți mai pasă. Așa se întâmplă în politică. Vin în campanie, mint, sau venim în campanie și mințim, nu că și eu fac politică și atunci nu are rost să mă disociez. Venim în campanie și mințim, vorbim frumos, criticăm pe adversari, arătăm cât de răi sunt ei și cât de bune am fi noi, ajungem la putere și facem exact ce au făcut cei dinainte. Eu am spus mereu, știți ce s-a schimbat? Buzunarul în care curge robinetul. Deci dacă înainte banii se canalizau către cei de la PSD, să știți că astăzi curg la fel de bine către cei care sunt astăzi la putere. Nu există mai interes pentru a se face ceva. De ce nu există, doamnă? Că ne aburesc ăștia toți. De să când vă spun cam ce se întâmplă, doamnă. Ce se întâmplă, doamnă? Se întâmplă în felul următor. Oamenii ajung la putere. Așa. Reușesc să păcălească electoratul și ajung la putere. Se gândesc că au în față 4 ani, maxim 4 ani. Dacă nu se întâmplă vreo remaniere. Hai repede, hai repede să mai apucăm și noi ceva. Pentru că sunt foarte mulți care n-au făcut nimic în viață. Noroc. Mulțumesc. Și șansa lor este cât stau la putere să acumuleze avere. Atât cât pot, cât îi duce capul. Culmea că pe unii nici măcar nu îi duce capul. Nici la asta nu se pricep.